Democrația este atunci când știu să se autoguverneze și oamenii, și grupurile de oameni, și țările. Iar această autoguvernare are de toate. Libertate, egalitate, responsabilitate, dreptate. Prin urmare, abilitatea de a ne organiza ca parte a unui grup sau unei țări ne definește comportamentul civic. Iar a fi cetățean și a avea un comportament civic se află într-o legătură foarte strânsă. Civic este ceea ce aparține cetățenilor, ceea ce îi privește pe cetățeni, adică cetățenesc. Comportamentul civic este dreptul și obligația fiecăruia dintre noi de a fi conștienți. Învățăm cu sârguință, alegem o viitoare profesie în mod conștient, votăm informați, lucrăm cu responsabilitate. Iar un comportament civic responsabil pornește de la lucrurile care ni se par mici, de exemplu, de la modul în care parchezi mașina. Libertatea ta se termină exact acolo unde începe libertatea altuia. Deci, nu trece peste drepturile și libertățile altuia nici cu un cuvânt, nici cu roțile mașinii parcate. Doar cu respectarea normelor vom putea locui împreună în armonie cu colegii de școală, de facultate sau de serviciu, cu vecinii de peste gard sau cu vecinii de bloc, cu alți consăteni și cu alți concitadini. Atunci când vorbim despre o comunitate atât de mare și diversă cum este vecina noastră, Uniunea Europeană, putem spune că doar respectând atât normele legale cât și tradițiile, vom putea păstra diversitatea fără a aduce daune unicității. Tu alegi ce fel de comportament civic îți atribui ca cetățean al unei țări și sau a unei uniuni de state. Uniunea Europeană optează pentru un comportament civic responsabil, tolerant și empatic. Responsabilitatea ține de simțul de răspundere față de obligațiile sociale. Toleranța include îngăduința, iar empatia este capacitatea unui om de a înțelege și de a împărtăși sentimentele altei ființe. Toate acestea împreună sunt pilonii unui comportament civic acasă, în Uniunea Europeană. Iar într-o bună zi, vor fi și aici, Europa vizuală acasă.